Dumnezeule, prin pătimirea lui Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, Tu ai nimicit moartea, care e moștenirea străvechiului păcat, lăsată întregului neam omenesc. Te rugăm să ne reînnoiești după asemănarea Fiului Tău, pentru ca după cum prin naștere am primit chipul omului pământesc, tot astfel sfințiți de harul Tău, să purtăm chipul omului ceresc, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ne dispunem să ascultăm acum cuvântul Domnului pentru a participa suflet plin de credință la patimile lui Iisus. Citire din cartea profetului Isaia. Iată, slujitorul meu va avea succes. Se va înălța, se va ridica și va fi foarte sus. După cum mulți s-au înspăimântat de tine, chipul lui era mai desfigurat decât cel al unui om și fața lui decât a fiilor oamenilor. Tot așa, multe popoare se vor uimi și regi își vor închide gura înaintea lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a povestit și vor înțelege ceea ce nu au auzit. Cine a crezut în ceea ce ne-a fost anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? S-a înălțat ca o mlădiță înaintea lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, al suferinței, de care îți ascunzi fața. Era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă, iar el a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi l-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit, dar el era străpuns pentru nelegiurile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra lui. Prin rănile lui noi suntem vindecați. Noi toți rătăceam ca oile, fiecare avea propriul drum în față. Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor. Chinuit și umilit, el nu și-a deschis gura. Ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. A fost luat cu violență și judecată. Cât despre generația lui, cine se gândește? A fost șters de pe pământul celor vii, pentru nelegiuirea poporului meu. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți, cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese în gura lui. Domnului i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință. Când sufletul își îl va pune ca jertfă pentru vinovăție, va vedea o descendență care își va lungi zilele și dorința Domnului prin mâna lui va avea succes. Din truda sufletului său va vedea și va fi satisfăcut în cunoașterea lui. Slujitorul meu cel drept îi va îndreptăți pe mulți și va lua asupra sa păcatele lor. De aceea îi voi face parte cu cei mari și cu cei puternici va împărți prada, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți. Dar el purta păcatul multora și mijlocea pentru cei nelegiuiți. Cuvântul Domnului. Tată, în mâinile tale în încredințe sufletul meu.
tine am căutat refugiu, făcut nici când te-ai rușine, mântuiește-mă în îndreptatea ta. În mâinile tale îmi încredințez Duhul, Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Am ajuns de ocara tuturor asupritorilor mei, spaimă mare pentru vecinii și cunoscuții mei, cei care mă văd pe drum mă ocolesc. Sunt dat uitării ca un mort, ca unul fără inimă, am ajuns ca o oală spartă. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu, stai în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Fiți tari să se întărească inimile voastre, voi toți cei care nădăjduiți în Domnul. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, având așadar un mare preot minunat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea credinței, căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat. Așadar, să ne apropiem cu toată îndrăzneala de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor Harul Său la timpul potrivit. În zilele vieții sale pământești, El a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către Acela care avea puterea să-L salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei Lui. Și, deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de El. Cuvântul Domnului. Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus a ieșit împreună cu discipolii Săi dincolo de torentul Cedron, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii Săi. Dar știa și Iuda trădătorul locul acela, pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii Săi. Așadar, Iuda, luând cohorta și servitori de la arhierei și farizei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra Lui,
a ieșit și le-a zis: „Cine căutați?” I-au răspuns: Le-a zis Iisus: „Eu sunt.” Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. Când le-a zis: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci a întrebat a doua oară: „Pe cine căutați?” Iar ei au zis: „Pe Iisus Nazareu.” Iisus le-a răspuns: „V-am spus că eu sunt. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să plece.” Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: „Din toate care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul.” Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malhus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: „Pune-ți sabia în teacă, oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl?” Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor l-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: „Este mai bine să moară un singur om pentru popor.” Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa și l-a lăsat și pe Petru să intre. Servitoarea portărea să i-a spus lui Petru: „Nu cumva ieși tu dintre discipolii acelui om?” El i-a zis: „Nu sunt.” Stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un grafric și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii pe
învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, n-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, ei știu ce am spus. A spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus spunând, așa răspuns tu, marelui preot. Iisus i-a răspuns, am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot, iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei i-au spus, el a negat și a zis, nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preotului, căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis, nu te-am văzut eu în grădina cu el. Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca paștele. Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis, ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și i-au zis, atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l voi după legea voastră. Iudeii au spus, astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și a zis, tu ești regele iudeilor. Iisus i-a răspuns, de la tine însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat a răspuns, oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhierei te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea
este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis, așadar ești rege? Iisus i-a răspuns, tu spui că eu sunt rege, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glas. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi, ca de Paști să vă eliberez pe cineva. Așadar vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând, iar Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau, îi dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și haina de purpură, iar Pilat le-a zis, iată omul. Când l-au văzut, arhierei și cei din gardă au strigat, Pilat le-a zis, luați-l voi și răsiți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns, auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și i-a zis,
De unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să răstignesc. Iisus i-a răspuns, nu o putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. De aceea Pilat căuta să le libereze, dar iudeii strigau, dacă le libereze acesta, nu ești prietenul împăratului, oricine se face pe sine rege, se împotrivește Când a auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar era ziua pregătirii Paștelui pe la ceasul al șaselea și le-a spus iudeilor, iată-l pe regele vostru. Atunci au strigat, Pilat le-a zis, să-l răstignesc pe regele vostru. Arhierei au răspuns, atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus. Purtându-și crucea singură, a ieșit spre locul numit al Craniului, care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el pe alți doi de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și pe cruce era scris, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți iudei au citit această inscripție pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhierei iudeilor i-au spus lui Pilat, nu scrie regele iudeilor, ci acela a zis, eu sunt regele iudeilor. Pilat a răspuns, am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și au făcut patru părți, poate și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul, să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea,
acum să fie. Aceasta ca să se împlinească Scriptura, au împărțit între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: Iată-o pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După aceasta, văzând că totul a venit, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a zis: Mie sete. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: Să împlinit. Și plecându-și capul, și-a dat sufletul. Întrucât era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci au venit soldații, au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt care era răstignit cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul, ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura: nu i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura mai spune: vor privi la cel pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Iisus. Pilat i-a permis,
Atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el noaptea, și a adus un amestec de mir și aloe, cam de 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare a iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, se pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi radioascultători ai postului Radio Maria, în Vinerea Sfântă, când ne oprim sub cruce, sufletul ni se cutremură, ne umple de durere, iar compătimirea ne acoperă cu vălul ei, lăsând uneori și câteva lacrimi să curgă pe obraz. Acum trebuie să uităm toate, pentru că Hristos în spasmele morții pe cruce își întinde spre noi mâini însângerate și cu profetul Ieremia strigă spre noi: O voi toți care treceți pe cale, veniți și vedeți dacă există durere mai mare decât durerea mea. De fapt, și evanghelistul, am auzit cum a spus, vor privi la cel pe care l-au străpuns. La auzul acestui strigăt, orice creștin pornește spre Golgota. Un preot austriac povestește că, trecând prin Viena, a vizitat o expoziție de pictură. Deoarece nu prea aveam timp prea mult la dispoziție, treceam repede prin săli și mă opream doar acolo unde vedeam vreun tablou care să-mi atragă atenția mai mult. Deodată s-a apropiat de mine o călugăriță care m-a întrebat: Ați văzut, părinte, icoana cu patima lui Iisus? Nu o văzusem. Și m-a dus la icoana care îmi scăpă tabloul, o creație a unui pictor olandez, reprezenta piața unui orășel. Era reprezentată într-o fotapestriță a pieții, cu vânzători și cumpărători, cu copii gură cască, cu îndrăgostiți care se plimbau prin mulțime. Pe margine stătea Iisus, cu haina ruptă, cu corana de spini pe cap, alături Pilat, care arăta spre Iisus: Ecce homo, iată omul. Oamenilor din piață nici nu le păsa de ei. Până și călăi aduși pentru a-L executa pe Iisus sunt cu ochii după cucoane. Pictorul a dat tabloului său titlul Suferința. Această pictură vorbește despre noi, despre lumea modernă care nu vrea să știe despre Iisus. Nu mai vrea să știe despre Iisus. Unii oameni stau pe scaunele de judecată ale lui Pilat și Caiafa și proclamă: Creștinismul nu este pentru omul de azi.
Aruncați-vă în vâltoarea vieții, nu vă sub cruce. Noi venim totuși în fața crucii și în fața ei ne expunem toate problemele noastre arzătoare. Trupul i-a fost sfârtecat de lovitura bicelor, epuizat pe jumătate, aproape mort, s-a târât pe Golgota, ca un miel blând, fără să se împotrivească, s-a lăsat răstignit. Și acum, batjocorit, regele iudeilor atârnă acolo pe tronul însângerat, îl vom vedea și îl vom adora în curând. Pentru ce ai permis, pentru ce ai îngăduit toate acestea, Doamne? Pentru ce ți-ai părăsit împărăția? Pentru ce ai primit noi anul de persecuții, odată ce puteai ocoli toate acestea? Pentru ce ai tremurat în Betleem? Pentru ce ai sărăcia ca tovarășă de viață? Pentru ce ai cutreierat neobosit plaiurile Palestinei? Pentru ce ai semănat cu atâta generozitate cuvintele vieții, odată ce mare parte dintre ele au căzut pe stânci sau între spini, în sfârșit? Pentru ce ai permis să te răstignească pe acest lemn al rușinii? La picioarele crucii, astfel de întrebări încolțesc în inimile iubitoare. La auzul lor, Iisus își apleacă spre mine privirea îndurerată și spune doar atât: pentru tine. Noi te-am condamnat, Doamne, dar acum de pe cruce Tu ne judeci pe noi. Fiul lui Dumnezeu sângerând pe cruce este o acuză vie pentru noi. Crucea arată monstruozitatea păcatului, arată murdăria sufletească a omenirii, care numai în sângele lui Hristos al meu poate fi curățată. Crucea nu vestește însă numai monstruozitatea păcatului, ci și mila Dumnezeului nostru. Ea ne spune că Dumnezeu ne iubește pe noi mai mult decât iubim noi păcatele noastre. Pentru aceasta nu ne este permis să fugim de sub cruce. Dacă ai fi un Dumnezeu răzbunător și ne-ai biciui în mânia ta, dacă ne-ai lepăda, atunci eventual am putea fugi din fața ta, am putea fugi de sub cruce. Dar Tu, Doamne, nu faci așa ceva. Un singur lucru simt foarte puternic la picioarele crucii: că Tu ne iubești. Pentru aceasta rămân neclintit sub cruce. Această dragoste explică pentru ce nu poate fi șters chipul lui Iisus de pe năframa de Veronică a istoriei oamenilor. După cel de-al doilea război mondial, a fost format statul Israel. Și în cetățile noului stat a sosit o cerere din Olanda pentru reluarea procesului lui Iisus, cu motivarea că marele sfat de odinioară și-a depășit atribuțiunile. Și obligația forului legislativ al Israelului era de a repara această crimă juridică. Este posibil ca cei care au prezentat această cerere să fi fost sinceri și bine intenționați, dar un lucru au uitat. Procesul lui Iisus, chiar și fără cerere, este iarăși și iarăși repetat și sentința este mereu aceeași. Deoarece istoria Bisericii nu este altceva decât continuarea procesului lui Iisus.
Iisus de altfel a prezis lucrul acesta. Așa cum m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar acest proces constituie nu o glorie, ci o rușine pentru omenire. Cei care cu dragoste înconjurăm crucea ta, Iisuse, nu în batjocură, ci cu umilință te rug, coboară de pe cruce. Coboară de pe cruce, căci nimeni dintre fiii oamenilor nu ne poate ajuta, ci numai Tu. De la Tine așteptăm să ne redai sensul pierdut al vieții. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Cutreieră Tu câmpurile de luptă însângerate. Trage brazde adânci și roditoare pentru semănăturile păcii. Noi știm că în zadar Te condamnă dușmanii la moarte. Coboară de pe cruce, toarnă credință, trezește speranță, pune iubire în inimile noastre descurajate. Tot după război, sub dărâmăturile unei biserici, a fost găsită o cruce cioplită din piatră. Ambele mâini ale răstignitului erau rupte. Un asemenea corpus am văzut și la episcopia de la Chișinău. Așa a fost așezată crucea aceasta, așa cum au găsit-o, într-o piață a orașului și de desubt s-a pus inscripția: alte mâini decât ale voastre. Iisus, prin noi, vrea să coboare de pe cruce. Cu brațele noastre vrea să strângă lumea la pieptul Său. Pentru aceasta, acum, sub crucea lui Hristos, ne deschidem inima și promitem cu cuvintele lui Giovanni Papini: toată dragostea pe care o vom putea stoarce din inimile noastre seci, va arde pentru Tine, Hristoase răstignit. Tu care Te-ai lăsat torturat pentru dragostea noastră și acum ne torturezi pe noi cu toată puterea iubirii Tale neîndestulate. Amin. Să ne rugăm așadar, fraților prea iubiți, pentru Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, ca Domnul și Dumnezeul nostru să binevoiască ai dărui pace, a unii și cărmui pe toată fața pământului, iar nouă să ne dea harul ca trăind în pace și liniște, să-L preamărim pe Dumnezeu Tatăl atotputernic. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care în Hristos ai arătat mărirea Ta tuturor neamurilor, ocrotește lucrările îndurării Tale, pentru ca Biserica Ta răspândită pe întregul pământ să stărie cu credință neclintită în mărturisirea numelui Tău, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Să ne rugăm și pentru prea fericitul nostru Părinte Papa Francisc, ca Domnul și Dumnezeul nostru care le-a ales în demnitatea episcopală, să-l păstreze sănătos și nevătămat pentru biserica sa cerească, spre a cărmui poporul sfânt al Domnului. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în înțelepciunea ta sunt întemeiate toate, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și ocotește-l cu iubirea ta pe păstorul suprem pe care l-ai călăuzește prin el poporul creștin și fă să înainteze în credință prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru episcopul nostru Petru, pentru episcopul nostru auxiliar Aurel, pentru toți episcopii, preoții și diaconii bisericii și pentru toată mulțimea credincioșilor. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care sfințești și călăuzești cu Duhul Tău întregul trup al bisericii, ascultă rugăciunile pe care ți le aducem pentru toți membrii ei, ca fiecare după chemarea sa prin harul tău să te slujească necontenit cu fidelitate prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm pentru catecumenii, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le lumineze mintea și inima și să le deschidă poarta milostivirii sale, pentru ca prin baia renașterii să primească iertarea tuturor păcatelor și să fie aflați și ei în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care dăruiești pururi rodnicie bisericii tale, spărește credința și înțelepciunea catecumenilor, pentru care născuți prin izvorul botezului, să fie primiți în rândul fiilor tăi adoptivi prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți frații care cred în Hristos, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le dea harul de a înfăptui adevărul, să-i adune și să-i păstreze în unică biserică. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care adun cele risipite și le păstrezi la oaltă, privește cu bunătate la turma Fiului Tău, pentru ca integritatea credinței și legătura iubirii să-i unească pe toți cei care au fost consfințiți prin același botez, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm pentru evrei, ca Domnul Dumnezeul nostru care le-a vorbit lor mai întâi, să le dea harul să crească în iubirea față de numele Său și în fidelitate față de legământul Său. Dumnezeule atotputernic, care ai dăruit făgăduințele tale lui Abraham și urmașilor lui, ascultă cu bunătate rugăciunile bisericii tale,
pentru ca poporul pe care ți-ai dobândit la început să se învrednicească, ajunge la plinătatea răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Ne rugăm și pentru cei care nu cred în Hristos, ca inspirați de lumina Duhului Sfânt, să poată intra și ei pe calea mântuirii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm ca toți cei care nu-L mărturisesc pe Hristos să trăiască în sinceritatea inimii în fața Ta și astfel să afle adevărul, iar nouă dă-ne harul să înaintăm mereu în iubire unii față de alții și să căutăm mai adânc misterul vieții dumnezeiești, pentru că astfel să fim în lume adevărați martori ai dragostei Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm și pentru cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, ca și ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte, să se învrednicească ajunge la același Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu i-ai creat pe toți oamenii pentru ca, pururi dorindu-Te să Te caute și găsindu-Te să-și afle pacea inimii, Că Te rugăm ca în ciuda oricăror piedici, toți oamenii să descopere semnele bunătății, precum și mărturia pe care ți-o dau prin fapte bune cei care cred în Tine, și astfel să Te cunoască plin bucurie pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru al tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Ne rugăm și pentru toți conducătorii statelor, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le călăuzească mintea și inima după voința Sa, spre adevărata pace și libertate. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în mâna Ta sunt inimile oamenilor și drepturile popoarelor, privește cu bunătate la cei care ne conduc, ca prin darul Tău să statornicească pe întreg pământul siguranța păcii, bunăstarea popoarelor și libertatea religiei, prin Hristos Domnul nostru. Ne rugăm, fraților prea iubiți, ca Dumnezeu Tatăl atotputernic să îndepărteze din lume toate greșelile, să vindece toate bolile, să alunge foametea, să deschidă închisorile, să rupă toate lanțurile, să-i apere pe cei care călătoresc, să-i întoarcă pe cei rătăciți, să dăruiască sănătate celor bolnavi și celor care mor în mântuire. Dumnezeule atotputernic și veșnic, mângâierea celor întristați și tăria celor fără,
să ajungă la tine rugăciunile celor care te cheamă în ajutor din orice strântorare, pentru ca toți în încercările lor să aibă bucuria de a simți îndurarea ta, prin Hristos Domnul nostru. Primim crucea lui Iisus, care își va arăta fața sa plină de iubire, invitați fiind să-L privim, să-L rugăm, să-L adorăm. Iată lemnul crucii pe care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne închinăm. Iată lemnul crucii de care a atârnat mântuirea îndreptată spre Iisus, care s-a jertfit, s-a dăruit, care ne-a adus iertarea și mântuirea. Dorim acum să-L primim în Sfânta Împărtășanie. El ne-a oferit trupul și sângele Său. Pe El vrem, având-L în inima noastră, să-i sărutăm picioarele și să rugăm cu adevărat să reverse peste noi iubirea sa. Când voi fi înălțat de pe cruce, toate le voi atrage la mine. Vino, Iisuse, în inima mea și în viața mea.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și în greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Primirea trupului Tău, Doamne Iisuse Hristoase, să nu-mi fie spre judecată și o sunt, ci prin bunătatea Ta să-mi folosească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun, milostiv și îndurător este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Patris vivus vitam prestans homini, prestam emen ti de te vivere, et te ili semper dulce sapere. Thank you.
Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dăruit viață nouă prin fericita pătimire și învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, păstrează noi lucrarea îndurării Tale, pentru că împărtășindu-ne din această taină, viața noastră să fie o neîncetată cântare de laudă adusă ție prin Hristos Domnul nostru. Să ne plecăm fruntea pentru binecuvântare. Te rugăm, Doamne, să reverși belșugul binecuvântării Tale asupra poporului credincios, care a celebrat moartea Fiului Tău în speranța învierii Lui, dăruiește iertare și mângâiere, sporește credința și îmbrădnicește-L de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ne cheamă Iisus să crățișăm crucea, să primim în inima noastră și să ne întoarcem pentru a îl întâmpina în viață la marea sărbătoare a învierii.
Fericit este omul căruia i s-a iertat fără de legea, căruia i s-a acoperit păcatul. Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut, sau cu ce te-am întristat, răspunde. Din robia Egiptului, iar tu ai pregătit Mântuitorului tău crucea. Zeci de ani te-am călăuzit prin pustiu, te-am hrănit cu mană cerească și te-am dus în țara făgăduită, iar tu i-ai pregătit Mântuitorului tău crucea. Ce aș mai fi putut fac pentru tine și nu am făcut? Te-am sădit ca pe cea mai frumoasă vie a mea și tu nu mi-ai dat în schimb decât amărăciune. Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am
setea mea tu n-ai avut decât oțet și cu o suliță ai străpuns coasta Mântuitorului tău. Biciuit Egiptul, făcând să moară întâi să-i născuți. Iar tu, tret răsplată, m-ai dat la biciuire. Te-am scos din Egipt, înecându-l pe Faraon în Marea Roșie, iar tu m-ai dat în mâinile marilor preoți. Deschis marea înaintea ta, iar tu mi-ai deschis coasta cu o suliță. Mergând înaintea ta într-un nor luminos, iar tu m-ai condus legat în fața lui Pilat. Hrănit cu mană în pustiu, iar tu m-ai biciuit și m-ai lovit cu palmele. Ți-am potolit setea în pustiu, scoțând apă din stâncă, iar tu ca băutură mi-ai dat fiere și oțet. I-am lovit pe regii Canaanului, iar tu m-ai lovit peste cap o trestie.
ți-am pus sceptrul regesc în mână, iar tu mi-ai așezat coroană de spini pe cap. Te-am înălțat la o mare cinste, iar tu m-ai atârnat în schimb pe lemnul crucii.
Cerul.